Centrele de vaccinare din municipiul Suceava vor fi operaționale la sfârșitul săptămânii în curs. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, care a arătat că în prezent sunt așteptate echipamentele aferente dotării spațiilor amenajate pentru vaccinare. Primarul Lungu a mai precizat că unul din centrele de vaccinare a fost mutat la sala de sport de la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Ca prioritate de grad 0 la primăria municipiului Suceava în această perioadă este dotarea, asigurarea centrului de vaccinare pentru populație în municipiul Suceava. S-au definitivat cele 5 centre de vaccinare în municipiul Suceava, la sala de sport la școala gimnazială Ion Creangă, sala de sport la din Opcin, sala de sport de la școala gimnazială Mirom Constin din cartierul Burdujeni, sala de sport de la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Aici a apărut o problemă. Inițial era prevăzută sala de sport de la liceul sportiv. Acolo sunt meciuri în derulare la echipa de handbal care evoluează în divizia națională. Ca atare am schimbat cu Colegiul Național Ștefan cel Mare. La fel, sala de sport de la școala gimnazială din cartierul Iscan, la școala de la numărul 7, școala Grigore Alexandru Ghica. La fel de important, vreau să vă spun că s-a aprobat un centru de vaccinare la Iulius Mall și primăria municipiului Suceava asigură acest centru este amenajat de cei la Iulius Mall, este dat avizul de la DSP. Vreau să vă spun că primăria municipiului Suceava a demarat procedura de achiziție în regim de urgență a mobilierului, în mod special paturi, scaune și ce mai este necesar acolo, suma este de 63.703,08 lei. Ca atare, în cursul zilei de mâine, avem, mă rog, speranța că vor veni aceste echipamente. Noi dotăm și punem la dispoziție aceste spații. A fost în raport de inspecție, cei de la DSP au fost în cursul zilei de ieri, au stabilit circuitele. Și, sigur, în măsura în care vin, așa cum vă spuneam, aceste dotări de echipamente, facem solicitare pentru autorizarea spațiilor. Eu încerc să fiu optimist că, din punctul de vedere al primăriei, până la sfârșitul săptămânii aceste centre pot fi operaționale. Sigur, vine partea a doua, responsabilitatea DSP-ului să asigure medici acolo, coordonatorii, asistenți medicali și așa mai departe. Deci, primăria municipiului Suceava că și-a făcut datoria, și face datoria, cu celeritate în amenajarea acestor centre de vaccinare.